Uite, despre minciunile tale, despre greșelile tale și ai vorbit despre Silviu. Despre nepotul tău, Silviu? Cred că ai auzit greșit. Nu, am auzit foarte bine. Atunci, probabil că am greșit. N-ai greșit. Asta nu mai cred. E imposibil să greșești când îi cer lui Dumnezeu să se ajute nepotul și nu fiul. Nici eu n-am auzit greșit. Nici tu nu te-ai încurcat. Trebuie să merg să-l văd pe Silviu atunci. Vrei să continui cu minciuna asta? Nu, chiar cred că tu ai auzit greșit. Nu știu cum pot să-ți mai explic asta. Scuze-mă, acum trebuie să-l văd pe Silviu. Sunt pierdută. Bine, bine, liniștește-te, hai te rog, liniștește-te. Unde ești? Stai liniștit, Octavian. O să-și revină. Nu știu, vin aici. L-aud și mă bucur și pe urmă. Mă deliră. Dar ce trebuie să fie atât de greu? De ce? L-au adormit ca să nu sufere. Să se facă bine. Dacă vorbea cu tine, răspundea. Așa în jocul lui. Știi, să audă o voce cunoscută. Aș vrea să vorbească și cu mine. Vreau să știu ce-i în capul lui, să știu, să știu ce gândești. Nu e conștient. Silviu. Silviu, hai vorbește cu tata puțin, te rog. Silviu, răspunde, te rog, vreau să te aud. Nu e conștient. Să nu crezi că mie mi-a spus mare lucru. Ți-ar plăcea să-l auzi și cred. Să știi ce gândește, știi ce e mintea lui. Dar ce poate să-mi spună? Mi-a vorbit despre jocuri. Hai, e liniștit, lasă-l și... Hai să plecăm, că e mai bine să... Să rămân aici, știi, să noi transmitem neliniștea noastră. Am auzit că atmosfera asta din jur are foarte mare importanță. Ce nenorocire! Tocmai în acest moment, e un mare păcat. Octavian mi-a spus de divorț. Se înțeleg că vă faceți confesiuni? Sigur că da. Suntem prieteni de foarte, foarte mult timp. Dinainte ca tu și el să... Înțeleg. Prieteniile vechi nu se uită niciodată, nu? Nu fac griji pentru el, Lorena. Ciudat, mie nu se pare că-ți faci griji. Nu te mai rogi? Nu. Prefer să stau pe aproape. Eu mă duc să iau niște cafea. Vreți să vă aduc și vouă? Nu, mulțumesc. Vă nu iau, eu nu îi dau. Ce trebuie să mă duc să... De ce fugi de mine? Dar nu fug. Nu? Atunci de ce imediat cum ajung lângă tine, tu dispare în altă parte? Dar tu te-ai întrebat vreodată că poate eu m-am săturat să te văd urmărindu-mă? Și liniște. Termină, sunt Lorena, ajunge! Fiecare cuvânt, fiecare ce s-a făcut, spune că nu ești Lorena. De ce? De ce spui asta? Pentru că nu-ți mai fac asta și asta? De ce? Sunt eu Lorena. Sunt Lorena ta. Înțelegi? Dar nu pot acum să mă comport altfel, că în viața lui Silviu atâna într-un fir de ață. Ce vrei? Ce vrei să facem dragoste aici, acum? Când Silviu se spate între viață și moarte, asta vrei? Nu pot să fiu eu și să mă comport așa, acum, în situația asta, înțelegi-mă? Lipsești atât de mult. Știu. Te cumpăr oricum de ciudată în ultimul timp. Și acum în casa aia simt că nebunesc. Știi, încă fiecare noapte faci dragoste cu Octavian. Știi,
că nu e adevărat, nu e adevărat asta. Ne păstrăm doar aparențele, știi, Schimba? Da, de ce nu vin la mine? De ce nu vin la mine? Știi că abia aștept să fim împreună. Și că aș face orice pentru tine, orice, Lorena. Atunci de ce? De ce mă super? De ce mă necăjești? Ai grijă de mine, te rog. Nu pot să mă comport altfel în situația asta, înțelege-mă, te rog. Dar îți promit că vom avea timp pentru noi. Și strălucitor ca într-un spot TV. Mai ții minte, Oliver, ce băi avea Doris Day, a? Mai știi? Frățioare, spune-mi și mie, te rog, ce e cu toți banii ăia? Care bani? Care bani? Ăia pe care i-ai pus acum în sacou. Mi-au dat un avans. Avans? E o doamnă foarte bogată, generoasă. O doamnă bogată, o doamnă generoasă. Da? Blindată în bani, da? Oliver, uite-te la mine. Cine știe ce o să te pună să faci? Gândește-te. Exagerez. Eu exagerez, da? Exagerez. Eu exagerez, da? Ascultă-mă, n-am nici un pic de grăsime, nici pe creier, nici pe fund. Nu sunt atât de prost încât să nu-mi dau seama că ceva e putre, da? Haine, bani mulți, pistol! Crezi că n-am văzut destule filme cu Al Pacino ca să nu-mi dau seama ce se întâmplă de fapt? Hm? Zi! Exagerezi și mă enervezi. Ești mai năsferic ca niciodată. Ce nu-ți convine, de fapt? Eu câștig foarte mulți bani? Că am început să câștig bani? Nu. Felul în care îi câștigi, asta nu-mi convine. Care câștig eu? Ce fac eu? Dar tu? Tu care te îmbraci într-o femeie, lucrezi într-un club amărât de striptease, supranumindu-te artist. Sunt o artistă. Scuză-mă, o artistă. Sau a greșit mă așa când a spus că ești băiat? Zău așa, era milă de tine, de-aia scânteam tot timpul o strună când te credeai zeița lumii. Ce-i asta, frate? Asta-i artă? Asta nu e decât o fantezie de-a ta de a ascunde faptul că ești un homosexual oarecare. Nu ține mie predici ca o babă nesuferită. Eu te-am judecat niciodată, Remus. Și-aș vrea ca nici tu să nu mă judeci. În loc să te bucuri pentru mine, tu îmi suspectezi orice mișcare. Eu, o babă ofilită. Eu, o scripțuroaică. Eu fac să palpite sângele în vine bărbaților. Îi încălzesc pentru voi. Asta nu e numai artă. E iubire. Merlin, ești acolo? Sunt Gabriel, pictorul. E al doilea mesaj pe care ți-l las și voiam să-ți spun că în seara asta sunt în parc. Dacă ai chef să mă vezi la ora 5, mă voi plimba pe acolo așteptându-te. Exact ce spuneam. Îi fac să trăiască. Lei noi, lei vechi, parai, s-a făcut treabă bună noaptea asta, bănuțul, bănuțul. Ia, bună, dar ce face Alecu? Domnul Lucian, mă scuz, dar tocmai vă așteptam să vă dau... Asta, nu prea te-am văzut alergând prin cartierul meu să-mi aduci banii. Nu, dar da, știți cum e când ai o afacere? N-am putut să mă mici de aici, domnul Lucian, toată noaptea trebuie să stau să fiu. Știi cu... Știi că nu-mi place să aștept. Știu că nu vă place să așteptați, dar afacerea asta cu femeile, știți cum e, o clipă dacă nu ești atent, te-au făcut și mie nu-mi place. Nici mie. Nu-mi place să-ți aduc aminte că ai o datorie față de mine. Am o datorie, sigur că da. Da. Și vă mulțumesc foarte mult că fără dumneavoastră nu puteam să deschid localul ăsta. Gata cu vorbele, Alec. Dar vii înapoi, bănuț. Vreau banii acum. Păi asta spuneam și eu. Da, acum? Acum. Păi acum... N-a prea mers afacerea perioada asta, șeful, dar... Știți cum e perioada anului, e lumea plecat. Ericule,
Eu am senzația că tu nu prea stai bine pe picioarele tale. Pe picioarele? Nu, stați puțin. Doamne, Lucian, stați, nu mă luați în nume de rău. Vreau să vă dau bani. O să vi-i dau, dar îmi trebuie puțin timp. Vrei să-mi dai dobândă, Malicule? Mă crezi tâmpit? Șeful! Mi-a venit o idee. Vă plătesc în natură. Cu cea mai bună. Zeița. Nu-i alta să vă facă mai fericit. Zeița pasiunii. E moartă. Nu e moartă. Nu facem afacere. Vă rog eu frumos, nu e moartă, e vie pe cuvântul meu de onoare. Vine aici în fiecare noapte. Șeful, credeți-mă, uite, veniți diseară să vedeți. Tăiați-mi picioarele dacă nu mă credeți. Omorâți-mă. Aici, am lăsat-o cu Șerban și m-am dus să iau o cafea. Ce curios! Ce ți se mai pare ciudat, mamă? Faptul că Șerban e alături de noi în momentele astea? Nu la asta mă refer. Și Ruxandra e cu noi și despre ea nu spui nimic. Dar nici nu aș putea să fiu în altă parte, Octavian, decât alături de tine. Vezi? Despre asta este vorba. Ruxandra e cu noi aici, pe baricadă, e lângă tine. Șerban e cu soția ta. Mamă, te rog, încetează. Faci decât să o împroși cu noroi pe Lorena. Precis au ieșit afară pentru că Lorena nu se simțea bine. Și țin să-ți reamintesc că Șerban este prietenul meu, da? Tu știi mai bine. Nu sunt uși, doamne, să facem dragoste pe înainte, da? Nu pot. De ce? Nu pot să fac asta. De ce? Nu știu. Hai mai bine, te rog, să ne gândim cum ieșim de aici. Ok, hai, gândește-te. Am să ies eu prima. Ok. Un pic de rușine? Fiul tău e la reanimare și tu îți faci de cap cu șe. Ce se întâmplă iar? Puteți măcar o dată în viață să nu vă certați? Eu am impresia că avem destule necazuri cu Silviu ca să mai avem nevoie și de asta, nu? Hai să mergem, doctorul a zis că e gata să ne dea diagnostic. Nu, mama, te rog. Așteaptă-ne aici. Nu mai părinții mă acces. Nu, fac iluzii degeaba, nu. O să-și dea seama, o să-și dea seama perfect. Nu pot să mă îmbrac ca o paparudă. Paparudă cu pampon. Dar pe de altă parte, nimeni nu și-a dat seama niciodată. De ce? Pentru că eu sunt cel mai bun travestit din întreaga Europa Centrală și de Est. Pentru că eu sunt cameleonul nopții balcanice, histrionul cabaretelor. Doamne Dumnezeu, de ce nu pot să am și o relație normală? De ce trebuie să înving atâtea greutăți, atâtea obstacole? O să nebunesc într-o zi, o să nebunesc și o să mă duceți... Am o cruce de purtat. Sigur, eu n-am pic de intimitate. Deranjați-mă, dragă, deranjați-mă la orice oră din zi și din noapte. Asta nu e viață! Oh. Unde-i Maria? Nu știu. Vreau să vorbesc cu Maria. E foarte ocupat, Alec, înțelege. În afară de asta, băiețelul ei e foarte... Puțin îmi pasă mie de ce îi se întâmplă ei cu băiețelul. Am nevoie de ea la cabaret în seara asta neapărat, înțelege? Odată pentru totdeauna. Înțelege că ce e în spital, e bolnav, e rău. Acum ea trebuie să joace rolul de mamă, noua ei viață. Nu poți să o suni când vrei tu să-i spui să vină la dispoziția ta. Îi spui tu sau mă duc la ea acasă și îi spun eu? Nu cred că o să faci asta. Vrei să vezi? Bine, lasă, o sun eu. Dar îți spun că nu o să vină, pentru că am vorbit cu ea și băiețelul ei... Te duci și o aduci cu forța. Mi-ai spart mobilul. Acum vrei să mă duc? Acum!
cazurile să țin lanț. Ce cum ți-a trecut prin cap să mă cauți tocmai aici? N-a fost ideea mea și te rog foarte mult să nu te mai răstești cu mine. Dar nu te-am sunat ca să vii aici. Spune asta ăluia care s-a răsunat pe mobilul meu. Ce tot spui acolo? Dragă, Alecu a venit la mine acasă să mă bată la cap. Eu nu înțeleg, dragă, pe ăștia. Nu putea să dau un telefon înainte? Și ce legătură are asta cu mine? Alecu vrea să vii diseară la cabaret să dansezi. A zis că dacă nu vii tu, o să vină el. Puteți să-mi spuneți și mie ce legătură are Lorena cu Alecu?